Am găsit pe Mesia, i-a mărturisit întâiul chemat la apostolat Sfântului Petru, fratele său, după întâlnirea cu Hristos. Cuvintele Sfântului Andrei ne îndeamnă și pe noi, cei de astăzi, să îl căutăm și să îl aflăm pe Domnul. Ocrotitorul spiritual al țării noastre a fost sărbătorit în mod deosebit în capitala țării, la Catedrala Patriarhală, prin Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre chemarea la apostolat a Sfântului Andrei. Andrei era ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul. Alături de alți mulți tineri din perioada aceea, care erau fascinați de cuvintele pe care înainte mergătorul și botezătorul Domnului le spunea pe malul Iordanului. Andrei era deloc dintr-o cetate aflată nu prea departe de lacul Genizaret sau Marea Galilei, cum mai era cunoscută. Cetatea se numea Betsaida. Astăzi nu mai există. Sunt doar câteva ruine care ne aduc aminte de o așezare care avea oameni săraci, dar care își duceau zilele muncind din greu, unii dintre ei pescuind noaptea întreagă pe Marea Galilei, alții fiind vânători sau alții ocupându-se de cultivarea pământului într-o zonă care rodea mai mult decât alte ținuturi ale Țării Sfinte. Fiind împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul, a văzut într-o zi, venind către Iordan, pe Iisus Hristos. Văzându-l, Ioan Botezătorul a prezentat celor care erau în preajma lui: iată mielul lui Dumnezeu. Același lucru s-a întâmplat și a doua zi după botezul Mântuitorului, botez la care Andrei a fost martor. El a văzut cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu, pe când se boteza, fiind mărturisit ca fiu iubit al Părintelui din ceruri și de asemenea Duhul Sfânt sub chip de porumbel așezându-se deasupra lui. A doua zi după acest moment, Andrei l-a văzut din nou pe Mântuitorul Iisus Hristos. După un scurt dialog, a dorit să vadă unde locuiește. Cel care mărturisea despre sine că vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie s-au putut închina la un fragment din moaștele Sfântului Apostol Andrei, adus de la reședința patriarhală.